Încă din vara acestui an, primăria Buzău a declanșat procedurile de licitație pentru încheierea unui nou contract de salubrizare a orașului cu un operator autorizat. Actualul contract s-a încheiat la începutul lunii noiembrie, dar a fost prelungit printr-o hotărâre CLM. Odată demarate procedurile, luna noiembrie în Consiliul Local a fost votată, să spunem, o prelungire a acestui contract cu 3 luni, conform legii, pentru asigurarea continuității asigurării serviciului până la finalizarea procedurilor de licitație. Vinerea trecută a fost ultima zi pentru depunerea ofertelor, care apoi au fost analizate de Comisia de Licitație. Pot să vă spun că avem doar o singură ofertă depusă, deși caietul de sarcini a fost achiziționat de mai mulți operatori de salubrizare, dar avem o singură ofertă depusă și oferta aparține operatorului RER Sud, care a gestionat acest serviciu în municipiu și în anii trecuți. În următoarea perioadă se vor desfășura etapele procedurale privitoare la organizarea licitației, verificarea documentelor, a ofertei tehnice și a celei financiare. Probabil că cel mai târziu la începutul anului viitor câștigătorul va fi desemnat. Tot RER Sud S.A. se ocupă și de dezăpezirea orașului, de evacuarea zăpezii și de împrăștierea materialelor antiderapante pe carosabili și pe trotuare, conform unui alt contract încheiat cu municipiul Buzău.